am pornit reclădirea României la nivel central. Guvernul Ludovic Orban a schimbat paradigma și a propus schimbarea modului de dezvoltare a economiei, un model economic bazat pe consum, un model economic păgubos, schimbat într-un model economic bazat pe susținerea investițiilor. Și o să auziți în această campanie multe vorbe frumoase și aș vrea să cântăriți faptele. Pentru că atunci când spun că noi ne dorim o economie bazată pe susținerea investițiilor, spun cu argumente. Și astăzi o să dau un singur argument. Argumentul investițiilor în infrastructura de transport rutieră și mă refer punctual la autostrada Transilvania. Dacă în urmă cu 9 luni autostrada Transilvania era o poveste, se lucra pe 5 km de autostradă între Biharia și Borș și foarte palid între Iernut și Chețani, astăzi autostrada Transilvania a prins viață și anul 2020 este anul autostrăzii Transilvania. Peste mai puțin de 2 săptămâni vom da în trafic 25 de kilometri din autostrada Transilvania. Mai exact pe 4, respectiv 11 septembrie, maxim, termen maxim pe care l-am propus, să dăm în trafic secțiunea Iernut-Chețani, respectiv Biharia-Borș. În acest moment se lucrează pe Chețan-Câmpia-Turzii, se lucrează pe Târgu Mureș-Ungheni. Din această toamnă se va lucra pe Zimbor-Poarta Sălajului și pe Chiribiș-Biharia. Până la sfârșitul lunii septembrie sperăm să semnăm contractul pentru execuția lucrărilor pentru onsoanele Nădășelu-Zimbor, 31 de kilometri, Nușfalău, sub placul de Barcău, 14 kilometri și sub placul de Barcău, Chiribiș, 26 de kilometri. V-am dat acest exemplu ca să lămurim odată, dacă mai era de lămurit, că autostrada Transilvania a prins viață în cele 9 luni de zile și intră pe drumul ireversibil al realizării ei.